Yo! Bună ziua, prieteni, și bine v-am găsit la un nou video de pe canalul AGA Family. Astăzi este o zi foarte importantă în Republica Moldova. Este ziua alegerilor, 20 octombrie. Vă rog frumos, duceți-vă la vot. Sper că ați așat la vot și ați ales cu capul și vă puneți responsabilitatea în șie și ați ales pe viitor. În fine, iar noi astăzi ne-am trezit, când n-am vrut să spun că ne-am sculat, ne-am trezit frumșel cu o bună dispoziție. Și în primul și în primul rând, ce vreau să vă spun? Vreau să vă spun că astăzi o să vorbim iarăși a treilea videoclip de pe canalul AGA Family despre Marinela din Cehia. Dar deși, dar de atâta, pentru conținutul e așa de interesant că nu poți să nu-ți dai cu părerea. E bafașii supă din ketchup, ba faci supă cu aluat, cu făină, ba inventează ceva, ba un plovușor care a stat, ba niște fructe sau legume care stau vreo două luni în frigider, ba și ea s-a stricat și începe să facă așa, ba casa, ba una, ba alta, are un conținut foarte interesant. Dar noi astăzi o să ne dăm iarăși cu părerea. Dacă ești prima oară pe canalul AGA Family, n-ai decât spui un like, așa miteluț, un like, așa, și te abonezi la canal și să faci parte din familie, pentru că asta este gratis, dar îmi dă o motivație aparte să fac video pe canalul meu de YouTube. Așa că dați să începem. Marinela noastră, în ciuda la faptul că eu îmi dau cu părerea pe YouTube sau pe TikTok sau nu știu cum, e crește, se dezvoltă și are deja 362.000 de oameni pe canalul de TikTok. Voi vă dați seama? Asta e jumătate de Moldova urmărește Marinela din Cehia. Dar și mai vorbim numai de Moldova, ca și urmărești din România și din toate națiunile. Așa, Marinela, ce ai mai făcut tu, draga noastră, azi? Da să începem cu începutul. S-au mai întâmplat la noi, suntem în săptămâna 33. Tu-ți dai seama, eu, seara, când mă culc și dimineața, când mă trezesc, Marinela, dacă ai zis vreodată video-ul ăsta, eu mă gândesc și noutăți mă întâmplă în familia voastră. Nu ai născut, n-ai născut, eterna reparație, s-a început căldura în casă, nu s-a început, mai trebuie vreo piesă de schimbat, de adăugat. Tu ești cu intriga în sufletul și în mintea mea 24/24. Am fost la ginecolog și mi-a spus că copilul nostru este prea mare, are 2 kg și a spus că cam este mare, de câteva ori o concretizatoare. 2 kg și până și să nască, să nască de vreo 4. Dar tu dacă pa bine și le dai proteine de astea serioasă, toată mâncarea care mă rămân din frigider o dai așa hop, 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 hop la copii și normal că pe lângă cresc așa emititei care ai în casă, asta din pânci tot se dezvoltă tare super. Are 33 săptămâni, zic da. Am fost la magazin ca să mai cumpărăm careva chestii pentru reparația din casa noastră. Uitați-vă ce florișele frumușele, vreau mă răbdi să termine totul și să-mi pun în grădină. Băi, în toate videoclipurile lui Marinela, eu niciodată nu l-am văzut pe bărbatul ei să zic salut, privet, să-i văd fața. E că eu m-am uitat la multe videoclipuri de ei, dar niciodată nu l-a arătat pe dânsul direct așa. Oi, că ăsta e bărbatul meu, zi-vă și tu ceva. Adică se vede spatele, se văd jinși, se vede ceva acolo, dar nu se vede nimic concret. Marinela, deși ți-a ascuns bărbățelul, e interesant. Vine la mine florișele frumșele. Soțul meu aici s-a ales fel de fel de nebunii pentru care îi trebuiesc lui, ei nici nu știu pentru ce îi trebuiesc. Și eu aici cu mișoară stăteam și-l așteptam ca el să aleagă și îi trebuiești. Nu știu cum la voi, dar la noi deja a venit anul nou. Ia uitați, braț, de care vrei, brăduță. Voi, dar măcar în privința la toate, Marinela a avut noroc să găsească un bărbat gospodar care face tot în casă. Ați văzut că el pune și căldură și instalații și lumină și electricitate și ferestre și uși și teracotă și una și alta. Deci nu contează, dar bărbatul cât de cât e gospodar și trage la casă. Dar asta e cel mai important într-o familie. 300 euro, bradu, cât vrei. Iată așa oglindă o să am eu la bai. Nu mă interesează cât costă, eu vreau așa oglindă. Așa mai întâi. Principalul bai și roșie cum vrei tu, Marinela, înainte. Și-am mai făcut niște poze pentru Dominic, pentru că avem nevoie să facem niște acte și trebuia de făcut poze copilului ca în pașaport. Și nou, de 3 zile stă acest plov în frigider și nimeni nu vrea să mănânce. Marinela, numai zi-mi, te rog, și inventezi tu data asta, te rog frumos, du-te la Masterchef Cehia sau România sau Moldova. Că dacă stă plovul de 3 zile în frigider, nu ceva, ceva, cu talentul tău trebuie să-i inventezi. De ceva altceva de mâncare din el ca să se mănânci, să nu se piardă, să nu-l arunc. E ca așa că întotdeauna te chinui, faci mâncare și la urmă e nu. Nu cum să pierzi o lecuțică de mâncare, n-ai de cum. Nu să mănânci numai cremvuș, numai banane, numai ciocolate. La mâncare normal nu prea să izghesc. O să fac o supă din plov. Mai întâi am curățat și am tăiat. Stop. Cine a auzit vreodată că există supă din plov? N-ați auzit, cu siguranță. Dar uite că Marinela s-o fac și azi vă demonstreze că există. Niște cartofiuri, după care câțiva ardei și le-am pus la fierb, le-am lăsat întâi să fierbă ele.
După care o să adaug plovul în el. În plov este morcov, este orice. Băi, dar, Marnela, eu văd că tu îi dai cu piva, cu bierea bine de tot acolo. Mă uit în multe videoclipuri și nici nu te ascunzi de asta. Adică eu nu știu cât e de normal când ești în ta 33 săptămână țașne să mai bei așa cât un păhăroi de pivă, de bere, dar am văzut și am văzut foarte, foarte multe videouri în care tu îi dai cu biericica. Nu știu cât e de sănătos asta. Este ceapă, este carne, adică mari ingrediente în supă, nu trebuie să spun că el deja este gata. O roșie, am zis, mai tai ca să fie gustul mai bun. Băi, nu se încarcă video ăsta până la urmă cu plovul ăsta, nu știu ce s-o blocat. Noi nu putem uita până la sfârșit și felul a ieșit plov de supă, de nu știu ce și așa mai departe. S-a blocat, pur și simplu, video nu merge. Merge până la jumătate numai. Nici până la jumătate nu merge. Sărmanul, telefonul meu e vai de dâns. Dă-ți dăm altceva. Soțul meu face mizerie, iar eu sunt nevoită ca să fac curat din urma lui. De două zile stă... Eu am impresia că Marnela a văzut videoclipul meu de pe YouTube și a găsit peliculă. În fine, ca să nu faci corp tot casa și să mă scărești și bucătărie, ești pat și ce ești, ce e. Pune pelicul de asta peste locul și totul va fi ok. Văd că până când am văzut ceva pelicul, deja asta, e bine. Aici și el nu strânge. Curând nouă trebuie să ne aducă uși și ferestre noi și el le-a scos pe alea vechi. Înainte ca să fac curat acolo în coridor, am plecat în pod ca să-l ajut pe soțul meu, m-a chemat. Deci cum am spus, ei au cumpărat o casă mai bătrânească în Cehia undeva acolo și uitați-vă că ei o restaurează sau o repară, da? Să-l ajut ceva. Marnela, interesant cât ați dat pe casă, scrie în comentarii. Încă din anii 80, foarte interesant. Dacă să vorbim așa serios, hai că am glumit. El a vrut acolo ca să fac curat, să-l ajut acolo. Des mă întrebați la ce etapă suntem acum cu reparația. Căldura este gata, gata, în casă la noi este cald. Acum bravo. El face găuri prin perete, prin pod, ca să tragă electricitate nouă. Cred că peste o săptămână va fi gata și electricitatea, sau sper. Și tot peste vreo săptămână să ne aducă ușile și ferestrele noi. Și după ce o să fie gata aceste două etape, păi poate de început a vopsi și a face deja și reparații vreau eu. Până că îl ștergem la praf și strângem de urma la soțului ce lucrează. Dar și eu am văzut-o de mai multe ori cu bureta asta în mână. Deși nu scoate afară, școapă de la robinet cu ceva și speli, te dâmbli cu burețica asta într-o parte în alta, așa, nici nu știu. Ia uitați-vă la dânsa, să filmează și să postează pentru bani. Du-te și o cleja ars la lucru și nu stai pe TikTok și fășe bani. Voi bloggeri ăștia vă cad banii în cap de pe internet. Nici nu fășesc nică, dar voi priniți bani, o grămadă, foarte mulți. Dar m-a săturat lumea, duceți-vă la lucru și lucrează, nu stați așa pe internet. Tot mai des aud așa frază în privința mea. N-ați vorbesc acum de alții, dar ați vorbesc de mine. Eu nu fac TikTok sau Instagram sau nu mă postez și nu fac videouri pentru bani. Și de foarte corect. Nu știu cum mă tind că în Cehia tot nu s-a monetizat TikTok-ul, dar credeți-mă că când faci video zi de zi, nu faci numai pentru bani, dar o faci din plăcere. Eu cred că e o prins hype-ul ăsta, că s-a uit foarte multă lume și nu e atâta banul cât știi cât mai multă lume. Sigur că am ajuns. Ia că nu merge internetul iară. Nu, deși nu poți să fac videoclipul ăsta și nu merge internetul, oameni buni și întregul sat. Vă explic, deși, pentru cine nu știe, eu am un cont de TikTok cu 75.000 de abonați care se numește Mami pentru 3 băieți. La acel cont de TikTok eu am lucrat jumătate de an ca să-l ridic și am făcut asta gratis, nu am făcut niciun cent, niciun bănuț din el. Pentru că era făcut pe regiunea Cehia și Cehia nu plătește pentru vizualizări, dar Cehia eu nu plătește. Știam. Mie îmi părea ca să ajung la 50.000 de abonați și TikTok a să nici apa arunca acolo ceva câțiva cenți, dar n-a fost așa. Eu făceam videouri și mă postam pur și simplu pentru că mie îmi place să mă filmez. Eu nu știam că din asta poți să faci bani foarte frumoși, până ce nu am primit foarte multe mesaje în privința la asta. Și iată o doamnă minunată mi-a făcut un cont monetizat care plătește pentru vizualizări și acum fac și eu careva bănuți. Și asta datorită pentru că voi vă uitați la videourile mele care mie îmi place să le fac. Ați înțeles? Și dacă eu sunt plină de hate și sunt batjocorită, sunt batjoc. Deși atunci când tu faci video și faci și îți place, deși să nu mai câștigi și un cent, doar toată lumea îți scrie și comentarii rele și bune și ba te iubiești, ba nu te iubiești, dar asta e munca ta, oricum te chinui 10-20 o oră de vreme să faci un video, cât de plăcut e asta să fii remunerat, e foarte plăcut. Eu, de exemplu, pe YouTube aici și pe TikTok n-am făcut bani foarte mult timp, dar amuia, încetșor când s-a deschis monetizarea, eu singur văd și realizez că îți dă o motivație, un euro, 2, 3, nu contează, de o cafea, de o pânică, de ceva,
ți-i dă motivații să faci ceva, îți dă motivații să creezi ceva, pentru că tu știi că în schimb la asta, tu faci și ei și îți place și încă mai primești și câțiva bănuți. Asta e foarte sincer, foarte super și îți dă multă, multă, multă motivație să crești. Alții de mine. Mă numesc în tot felul și se uită la videourile mele, deși TikTok să nu-mi arunce mie câțiva cenți acolo. Corect, așa și spuneți și dragii, de ce nu faceți voi pentru bani? Voi nu vă duceți la lucruri pentru bani, voi nu faceți și vă spune șeful. Voi nu vă lăsați copiii micuți ca să crească în altă țară și vă duceți psihotare ca să le faceți bani pentru o bucată de pâine. Băi, da, aici câtă dreptate are. Poate să ziceți voi și n-ați zice, dar aici are foarte mare dreptate. Voi, dacă spuneți că e sau eu sau alții stau pe TikTok pentru bani, voi la lucru, tot nu pentru bani vă duceți. Voi nu faceți și vă spune șef pentru bani. E foarte corect. Numai cât îți fac în maniera lor. La nimic, așa clătiți fac doar eu, elastici, fără găuri și fără mărgini uscate. Ia să vedem. În primul rând am pus 7 ouă, 2 linguri de zahăr, voi deja cât de dulce doriți atât adăugați. Amestecăm ouăle și cu zahărul foarte mult și bine. Am adăugat vanilină și 250 grame de făină. Toată asta amestecăm bine până ce se transformă într-un aluat asemănător cu plastilina. Nu e atât de tare ca plastilina. Eu am impresia că Marinela trebuie să fie un chimic de ăsta care experimentează. Știi, un profesor de chimie sau de fizică, nu știu. Ei iubește să experimenteze o grămadă de lucruri. Cât în casă, cât cu copchii, cât cu bărbatul, cât cu casa. Și eu am impresia că Marinela tu și-a încurcat profesia. Plastilina un pic mai slab, mai nu atât de gros sau cum să vă explic. Iată așa cum vedeți pe video. Când aluatul este gata, mai adăugăm 700 de ml de apă și amestecăm aluatul cu laptele și iată așa frumusețe se primește. Punem ulei, pitigaie și ulei în aluatul nostru pentru clătite și începem să facem clătitele noastre minunate. Și măcar la acest video sper să nu am comentarii negative de genul că mâncarea mea se aseamănă cu lăturile. Clătitele o să le umplu cu brânză în care pun o bucățică de brânză, două ouă și zahăr. Și toată asta amestecăm. Deja forma clătitelor o faci care vrei. Brânză și zahăr iară sau sare. Dacă o pus atâta sare acolo, e care o vrei. Orice formă ar avea, ele o să fie gustoase. Eu am făcut așa forme drăguțe, triunghiuri micuțe, pentru că așa îmi place și așa e mai comod de mâncat. Peste clătite am pus unt și pe 10 minute la cuptor și mă apuc să fac crema, pentru că mai departe clătitele o să fac un tort din clătite. Am făcut crema, am pus smântână cu zahăr, am tăiat bananele și dulceață de care am nimerit. Tort, clătite, cu brânză, cu dulceață, din tort. Din și vrei, din banană, tot experimentul din lume din clătitele astea să faci. Marinela e Marinela și Marinela nu schimbă nici banul, nici urmăritorii, nici influența pe online. Ei simplă așa cum este, e în caloșe, e rupt prin casă și cu bucătăria murdară, e nu-i rușine să vă arăte și vouă. În fine, cui îi place, cui nu-i place, dar asta este Marinela și asta este viața ei și e să o faci publică. Dar noi putem să ne dăm cu părerea. Așa că nu știu care e părerea ta despre Marinela, nu știu ce crezi tu, dar multă lume o iubește, multă lume o dă hate. Dar până la urmă, asta este TikTok și asta este online. Scrie părerea ta în comentarii, iar noi ne vedem în curând cu un nou video de pe canalul Aga Family, așa că pașii!